Și o să vorbesc despre Closure Script. O să... Sunt foarte puține slide-uri, o să arăt, o să încerc să arăt cât mai mult. Asta e ideea. Nu, foarte pe scurt legat de mine, sunt un programator PHP și un mare fan Closure și Closure Script e limbajul meu favorit. Ok. Bun, ce e Closure? Closure e un... Closure Script e o versiune de Closure. Closure e un limbaj de programare, e făcut de tipul ăsta de Hickey. Acum am pus un link legat de niște topuri ale lui, sunt foarte tari. N-au treabă cu Closure, sunt legate de programare în general. Closure e un limbaj dinamic, e funcțional, mă rog, dacă ați lucrat cu Lisp, e Lisp. Ca la stea, e un dialect al Lisp. Deci, na. Deci e dinamic, e funcțional. Datele sunt immutable și Closure e un limbaj hostat, în sensul că se compilează în Closure în bytecode și rulează pe JVM. Closure script e practic toate chestiile astea, doar că se compilează în JavaScript, cum e ECMAScript sau TypeScript sau altele de JavaScript. Data types pe care le are Closure sunt exact cele la care le au toate limbajele. Numerele, stringurile, booleanele, tipurile care cele mai cunoscute sunt exact JavaScript. Deci nu e nimic special legat de ele. Ce în JavaScript e numărul de aici. Adică stringurile au aceleași... Sunt tot un obiect, spre exemplu. Deci e exact același lucru. El doar vine cu niște chestii speciale, caractere, keywords și symbols pe care o să le exemplific și cu niște conexii. De ce am început cu tipurile direct? Pentru că asta e partea mai interesantă legată de Closure. Cuvintele cheie sunt practic
se evaluează la ele însăși. Deci dacă îi dai un, acum am zis aici, cuvânt cheie, se va evalua la cuvânt cheie. Practic, asta e o chestie care poți să folosești, dacă ai o constantă, să zicem, status published egal 1. Și, na, o să tot folosești constanta asta pentru obiectul tău ca să-i determini statusul. E, în loc să faci chestia asta, poți să ai direct un status published. Deci ceva genul, na, published, mai bine. Un fel de, nu, sau singleton, ceva. Da, e, practic, valoarea lui e el, ceva genul. Deci exact cuvântul e și valoarea. Simbolul e un pix diferit. Adică key-ul e ca același cu value. Da, deci cum e un abstract, e unul. Da, unul se evaluează la unul, key-ul se evaluează la unul. Simbolul care arată ceva genul ăsta. Da, este un label. Așa. Adică el trebuie să țintească la ceva. În cazul ăsta i-am pus ghilimea la început, ca să spun lui Clojure, nu evalua chestia asta. Da? Deci nu te duc unde, mă rog, nu căuta unde vrei să. Practic, simbolurile sunt folosite ca nume pentru variabile sau funcții sau orice vrei să denumești, folosești un simbol. Deci, astea sunt tipurile scalare, cum are cele pe care nu... Na. Apoi, colecțiile sunt na, lista. Să zicem. Asta e o listă, vectorul, care, mă rog, nu chiar același lucru, dar na, funcțional e la fel. Set. Da, set mai este, care e similar. Așa, nu să zicem. Mă rog, pot să pun și simboluri. Asta e altă chestie. Eu pun 2, 3, 4, dar orice tip de date se acceptă ca valoare. În loc de un, poți spune un string, o cheie, un simbol, o altă listă, un alt vector sau un map. Și map-ul este key value pair. Să zicem, hai să zic așa, keyword A țintește către 1 și apoi B către 2, să zicem. Și atunci, dacă chem cheia A, keyword A, o să-mi dea valoare 1. Și practic am început cu tipurile, fără o altă chestie, pentru că fiind un Lisp, codul este și data. În alte cuvinte, asta e tot ce trebuie să știi ca să știi, ca să scrii codul propriu. Pentru că lista, acolo unde am pus o ghilimea sus, ghilimea 1, 2, 3, 4, în Clojure lista este un function code. Și, practic, el o să zică, ok, ce este primul element din listă? Primul element din listă trebuie să fie o funcție. Și restul elementelor sunt argumente pentru funcția respectivă. Spre exemplu, cea mai simplă funcție ar fi... Da, mă rog, să zicem unințile, nu? 2, 4, 8. Deci, declar o listă, primul element e un simbol, steluța, de fapt, ca tip de date este un simbol, simbolul duce către o funcție. Iar restul elementelor din listă sunt parametri pentru funcția respectivă. Și așa am făcut un function call. Și întreaga sintaxă Clojure se bazează pe chestia asta. La fel ca un Lisp. Ok. Dacă vreau să definesc o variabilă, am tastele. Nu știu ce. Nu scriu pe tastatură? Păi nu scriu pe... scriu pe... și în plus nu știu ce limba ar trebui să fie. Cred că e pe german sau... de la... mă rog. Îți dau tastatură? Da. Pot scriu altceva. Cred că trebuie să renunț la mouse. Bine că nu trebuie să folosesc function. Thank you.
să mă pun pe cuvânt. Okay. Ok, deci alea function calls. Pentru, mă rog, fiind funcțional, automat vine fel de fel de funcții pentru colecții, spre exemplu. Okay. Poți să map over a function, cum am zis, deci map e funcția pe care o chem, apoi vin parametrii. O altă funcție, spre exemplu increment, și apoi un vector, să zicem. Și el o să-mi creeze un alt vector prin care va trece fiecare element din vector prin, face ce face map, practic, prin increment și mărește, deci are toate funcțiile astea de map, reduce, filter, toate chestiile pentru. Așa. Ok. O să definesc. Să zicem o variabilă. Ok. Și acum V este vectorul și dacă vreau să definesc o funcție, fiind functional, funcțiile sunt tot valori. Deci o să am def sum, să zicem. Da, deci definesc o variabilă sum, acea valoare va fi o funcție care va primi parametrii, să zicem A și B. Și funcția asta va face o adunare, să zicem, între A și B. Da, deci sum de 2 și 5. Da, și asta face zicem mai devreme de macro-uri. Și fiind un list, are automat macro-uri. Chestia asta se prescurtează prin macro def function. Așa, cu sum, parametrii, să zicem tot A și B. Da, dar să zicem fac acela. Și e fix aceeași chestie. Vine și cu lucruri care poți să le faci peste funcții. Spre exemplu, dacă, să zicem, eu vreau o funcție care va aduna plus 5, da? Increment face plus 1, eu vreau ceva care face plus 5. Și atunci pot să fac ceva de genul define o variabilă add 5 care e termenul care crezi un partial. Funcția plus, că sau nu are sens. E doar ca exemplu. Și 5. Și aici am creat 5 și dacă zic 10, o să-mi zică 15. Deci, partial nu face decât să ia funcția plus, îi adaugă parametru, ca prim parametru pe 5 sau orice îi dau eu, și apoi returnează tot o funcție. O funcție care, eu în momentul care îi dau parametrii, o să append la final la function call ăsta. Practic capturează o parte din parametri, curing group classic. Și da, exact. Exact. Da, practic, treaba asta devine ceva de genul dev and file ar fi function, să zicem, and numbers line. Așa, pe numbers. Da, și practic ăsta face exact. Puncte, mă rog, din regeaua. Da. Practic,
indiferent câți câte argumente dau funcții, le pune într-un vector numit numbers. Deci... cum ar veni? Da, sau args. Da. Exact. Bine, am și... E și distraction. Deci pot să fac și o chestie mai complicată. Să fac ca un exemplu. Da, chestia asta cu map aici. Deci, acolo, acum îți mai primul parametru care primește va fi o funcție. Da? Ce funcție se aplice pe fiecare element din colecția pe care eu dau. Colecția este a unde sunt perechile și, practic, funcția face distractoring. O să împart în key value, în variabile respective. Deci, cheia va intra în cheie, value va intra în value. Pentru că el, în momentul care ia, va lua un vector de cheie și value. Da? Deci, practic, pe treaba asta cu două puncte A1, o să o transforme, de fapt, într-un vector A1. Da? În care prima 0, poziția 0 este key-ul din map și poziția 1 va fi valoarea care o are în map. Și asta îi va da mai departe funcției. De asta, distractoring-ul e cu paranteze pătrate pentru vector. Dacă ar fi fost alt tip de valoare, ar fi fost un tip de... Na. Ok. Ok, și cred că... No. For, la fel. În closure e un vector. El se transformă într-o chestie recursivă, nu într-o fel de funcție. Da, el are special chestia asta, da, deci for-ul, să zicem, și for-ul și minus, toate sunt motoruri. For, number, number, train, și aici am zis number, o să-mi dea 1, 2, 3, pentru că number devine fiecare într-o. Dar dacă vreau, o să-i zic un then, care e o condiție, da, deci vreau să-mi iau valorile numai atunci când nu-mi este even, să zicem. Da, și atunci o să mă arate doar 2. Pentru că da, intră în for doar atunci când when este împlinit. Și mai e și let, unde poți să-i declar, să zicem, let. Nu știu, să zicem, ca să fie A va fi un. Da, deci pot să și declar. Ok. No. Cred că sunt multe, sunt mai multe feature-uri care le are limbajul, dar cel mai bine cred că intru în aplicație. De acolo e interior. Obligatorii to work. Ok. Dacă scriu un câmp, sau un task, o să mi-l adaug în listă, o să zic că e done, o să le marchez cu toate ca fiind done, o să aștept. Și toate astea se salvează în local storage. Da. Le salvează în local storage clar. Cum? Le salvează clar. String sub un item care este extended data annotation în closure. E JSON. De serializare nativ, așa. Da. Dar cum e JSON, doar că e mai de closure. Da. Da. E mai complex. Ok. Closure script, mă rog, trebuie să-i cer. Na, build-ul e pe care îl folosesc aici, Shadow.cljs, este un tool care se poate instala prin Node. Deci dacă deja ai un mediu care lucrezi cu Node, e fix aici în Shadow.cljs, e în Node. Ce nu face decât să compileze codul după o configurație, Node.cljs. Da.
on s'ancrez dans le temps. Ok. Tarni. Ah, mais attends, Intéressant. M-am vorbit de JavaScript interoperabilitate și asta pot aș fi uite. Din Clojure Script am acces la orice e în JavaScript, indiferent de mediul în care am. Spre exemplu, poți să zici să alert, să zicem. Da. Și asta o să declanșeze alert pe un browser. Sau poți să zic, ok, prompt. Și aici am fost să zic. Și apoi în Apple prima valoare. Pot să o pun într-o variabilă și să lucrez cu ea, mă rog, deci na, orice, inclusiv document, window, toate chestiile astea, toate am acces. Prin js slash, practic, asta e chestia care diferențiază domeniile, ca să zic. Oricum asta fac și în proiect. Bun. Ok. Cam așa arată un fișier Clojure și Clojure Script. Trebuie să aibă neapărat un namespace. Nu poate lucra fără namespace. Aici can be agent, care e framework-ul, ca să definesc aici renderul din care trebuie să-i spun ce componentă vreau să folosesc. Asta e locul tot pasul, nu trebuie să la care să merg. Și parametric, dacă în cazul ăsta îi trimit un to-do items. Așa. Și iau get element by ID. Cum am zis, aici am acces la orice chestie din JavaScript. JS-ul, practic, e namespace-ul de API de web. Ca și poți să accesezi tot ce accesezi în mod normal în JavaScript. E ca namespace, ca formă. Dar ai dat în compilator. Da, exact. E, doar că e o chestie predefinită și de fapt doar îi spune lui, vezi chestia asta, tu când o iei, trebuie de fapt să transform codul ăsta în alt fel decât faci cu celălalt. Pentru că aici o să-l transform într-o funcție, într-un call normal de JavaScript, cum faci compilare. Dar da, practic, și aici, dar agent e namespace-ul, r este alias, r slash render, deci funcția render din namespace-ul, mă rog, aici am înțeles. La fel și în cazul cu JavaScript. Deci, e aceeași. Component. Reagent, practic, face, e un wrapper peste React și o să fac, practic, face totul funcțional. Nu mai e, state-ul nu mai ține de componente efectiv, el doar spune cum, e render function, practic, fiecare component e render function din React. Și cealaltă principală e asta. Ca să definez HTML-ul, practic, asta e o chestie care face cam orice librărie Clojure de care trebuie să afișeze o chestie, folosește limbajul ăsta, în care HTML-ul e de fapt un array, un vector, primul element va fi tag-ul, în cazul ăsta folosesc o prescurtare, pentru că îi zic punct container, se va transforma într-un div cu class container. E ca o prescurtare. E un DSL, practic, pentru HTML. Nu. Nativ, da, exact. E o chestie ca să, practic, asta îmi permite să iau și să manipulez vectorul dacă vreau, spre exemplu, să chem, cum fac aici? Aici chem funcția listBody, care e tot o componentă, React, practic, dar o chem sub formă de funcție, returnează un array și la final array-ul complet, după ce se trece prin toate funcțiile, array-ul respectiv va fi transformat în HTML.
Și, practic, pot să folosesc fix ca o funcție. Deci, e funcția, parametrii care vreau să-i trimit mai departe. Aici... Data. Bun. To-do items e un map care are două valori, active și inactive, care corespund cu listele astea două. Deci, active este test, cum aici, el aparține în partea de active, și done va fi cel de inactive. Deci, astea, cele două vor, sunt vectori de valori și valorile sunt item-ul, sunt textul efectiv, test în cauza asta. Asta e cel. Asta să-l închid, că sunt mai okay. Așa. Aici inițializez, practic, pe to-do items. Definez to-do items ca un atom. Closure fiind immutable, fiecare, indiferent ce variabilă definez, nu pot să-i schimb valoarea. Și atunci există anumite mecanisme, precum atomul, care îmi permite să-i schimb state-ul. În cazul ăsta definez un atom care va fi map-ul ăsta. În initdata, de aici eu doar iau read string, va citi, practic, valoarea din local storage, ce o va transforma într-un map closure. Deci ia textul și îl transformă într-un, cum ar face un, da, inversul lui JSON stringify, practic. Eu, da. Ok. Bun. Și îi definesc un watch, pentru că vreau să știu când se schimbă valoarea. Aici pot folosi absolut orice funcție, practic. Și cum am zis, if, when, for, toate astea sunt funcții în closure. Na, și funcționează, practic, cum te-ai aștepta. If is active, atunci true, na, active, take, string, returnează stringul active sau stringul da. Practic, asta e chestia care face aici. When e un fel de if fără else, atât de da, deci, doar când e active, face, o să randeze componenta asta de new item for. Dacă is active e false, atunci nu va randa componenta respectivă. Nu am de ce un if fără. For e un for. Merg prin fiecare item, aici listez lista. Practic list body afișează ambele liste, componenta asta. E și pentru lista de active și pentru lista de inactive. De asta are if-uri aici pentru active sau done, respectiv is active, ca să știu dacă afișez formularul de new item, ca să introduc un nou item. Și apoi aici listez, indiferent, listez item-ul. Și afișez footer-ul pentru că în cazul la cele active vreau să arăt un count. No. Dacă vreau să definez chestii mai complicate, să zicem, am o clasă aici, div-ul ăsta are clasa to-do list, dar dacă este activ, are și dacă nu este activ, not done. Ok, deci dacă este lista activă, vreau să-i afișez, vreau să-i pun și clasa not done. Deci nu este to-do list-ul simplu, cel activ. Și atunci am următorul element din array. Deci primul element va fi tag-ul, următorul element sub options. Ăsta nu este required. Deci pot să pun, pot să nu pun. El își dă seama dacă este un map, înseamnă că sunt proprietățile tag-ului respectiv. Class, on click, toate atributele tag-ului respectiv. Și apoi următoarea va fi copilul tag-ului. Și tot așa, practic. Și asta creează un nested vector. Practic,
e echivalentul JSX-ului de la React, dacă pentru programatorii de React. Arată, cum să vedeți, zic, e mult mai compact, mai elegant. Așa, deci, așa. Și faptul că ai simbol, mă rog, ai keywords pentru tag-uri. Astăzi mai puțin. Sunt multe alături. Da, e... da, ideea principală era să... Ei ce au vrut să facă era să transformă o chestie care nu este Clojure în ceva ce e Clojure și funcționează în Clojure. Și în mediul ăsta în care na, ai acces la na, feature-urile respective. Că așa putea fi pus HTML, cum e, exact cum e JSX-ul, practic. Că da, HTML aici este uniform, deci uniform, e o singură sintaxă. Da. JSX-ul ăsta, nu știu, mi se pare o operație. Tu ai coda și pe urmă folosești tag-uri. Exact. Dacă mai și amintești lumea de serverless și de GSP și de SP și de... Dar mă rog. Da. Nu. Ideea să fie... Există, nu știu dacă ai folosit, există un DSL de ăsta similar la... pentru HTML, există pentru CSS. Garden. Nu, nu am. Practic, arată exact la fel și nume, valoare, da? Da. Unitate. Și mai e impresia clasică a oamenilor, list-uri, plin de paranteze, da. Codul ăsta e mult mai compact decât în orice al limbajului. Așa. Să fie de acord. E clar. Da, e... De asta îmi place foarte mult. E... fiecare chestie o gândită o să fie la fel. Sintaxa, nu, cum e în orice limbaj. If e scris într-un fel, for e scris altfel. Aici și if și for sunt scrise de fapt la fel. E paranteză, simbolul și apoi parametrii săi. Atât tot. Doar că într-adevăr se schimbă că la if e true sau false și la for e următorul e paranteză pătrată. Dar asta e, da, măcar e oarecum o sintaxă unificată. Ca de asta am vrut să încep cu tipurile. Și colecțiile și chestii de genul. Pentru că singurele chestii, dacă știi astea sunt tipurile și apoi știi regula că ai pus paranteză și primul lucru e funcție, aia e sintaxa. E rezolvat. Let funcționează ca toate limbajele, practic. Doar singura diferență este că poți să pun let oriunde și variabilele astea index și respectiv list item vor exista strict în unde-i paranteza asta. Bine, în cazul ăsta e chiar toată funcția, dar poate fi, să zicem, bucata asta putea fi un let. Deci este un scope. Exact. E un, na, nu e ca în JavaScript unde am zis în if și trăiește în if-ul respectiv. Aici trăiește fix unde zic eu. E mai granul ăla, adică să. Ok. Deci, practic, constrâns de paranteză. Exact. Da, deci aici am deschis paranteza, aici am închis paranteza și doar acolo trăiesc astea două variabile. Apoi în rest nu există. De asta zic că puteam să-l pun, bine, în cazul ăsta chiar avea nevoie de el peste tot, dar putea fi într-un loc mai des. Da, asta e. React. Asta e un fel de metadata pentru vectorul ăsta, îi definesc informații interne, ca să zic, da, metadata, practic, peste vectorul respectiv. Pentru că React spune că dacă afișezi o listă, dacă ai un ul, fiecare link trebuie să aibă un key. Și atunci... Dacă să poată schimba dinamic, prime mai elementul ăla. Nu renderează toată lista. Da, exact. Da. Și are nevoie de key-ul respectiv ca să fac treaba asta. În cazul lui Reagent, aveam două variante. Ba introduceam metadata-ul ăsta, care e un map, unde pot să spun ce informații vreau eu, cam cum e în HTML, când zic data, liniuță, whatever. Exact aceeași chestie de treaba asta. Deci o chestie ignorată în mod normal, doar elementele care știu ce să caute o să se folosească de chestia asta. Și aici puteam scrie orice, doar că el știe să se uite după key. Și aici zic key ID și atunci el o să adauge key-ul respectiv pentru React în momentul în care va face randarea.
Fiecare, inclusiv funcțiile, au meta. Spre exemplu, textul ăsta de aici, de fapt, e comentariul pentru funcția asta. Deci, e ignorat complet de compilator și de toate astea. Asta e strict pentru programator. E un comentariu. Puteam să scriu și acolo, și așa. Asta. Da. Da. Sau diferența aceasta îți dispare. Deci, celălalt fiind metadată, rămâne pentru că... Da. Ăsta va exista. Poți să-i definești și funcție, un map cu alte informații care vreau eu să-i le dau, tot așa, o chestie care am inventat eu, sunt anumite keywords care, pe care se folosește Clojure, care pot să le modific. Iar, sau comentariu. Și asta la fel, îl bagă tot într-un metadata, doar că e un fel de shorthand, ca să zic. Și există și o funcție numită comment. Asta mi se pare chiar amusant. Totuși, comment. Și aici orice scriu eu un comentariu, de fapt, și va fi ignorat. De ce? Da. E făcută pentru cod. Spre exemplu, dacă vreau să comentez comment, și apoi zi, control. Așa, toată funcția e comentată. Și e practic aceeași. E, na, în alte limbaje, slash, steluță și așa, asta e o funcție. Asta e tot structuring, pentru că știu că îi dau un map. Un map e aici, ideile. Da, este un map a cărei cheie e ID-ul și... nu, e un vector, scuze. Aici e tot un vector, e o felă în care știu că primul element va fi un ID, care de fapt e poziția, e indexul. Asta e o chestie ciudată un pic cu Clojure. For-ul nu-ți dă indexul. Deci dacă fac un for peste un vector, nu am niciun mod în care pot să iau indexul lui decât dacă folosesc indexul sau ceva ce. Da, mă rog. Și cam astea sunt componentele. Ce mai e of note? Asta, aici. On change. Deci, în cazul ăsta, cum am zis, map-ul definește atributele și eu vreau on change să apelez un handler. În cazul ăsta, mark items, da, care e o funcție. Funcția asta este hash, adică aici în handler. Aici am toate funcțiile mele care o să... care sunt handlere pentru anumite events, on click sau, mă rog. Deci, poate să fie functional totul? Tot e functional. Deci tot e functional, ok. Tot ce ține de Clojure e o funcție și atât. Chestiile care țin de JavaScript sunt și obiecte. Spre exemplu, aici. Deci am un new item, e un handler pentru un event. Primesc event. Eventul este un obiect JavaScript. E același obiect React care îl primește, vine în React. Dar eu vreau character code. Asta e practic sintaxa Clojure pentru cum pot să extrag o proprietate, pentru că char code e o proprietate a lui event, cum pot să extrag e cu punct și linuța asta în față. Pun linuță, numele... Accesori. Da. Asta e, ca să, practic, și aici au zis, ok, eu am, trebuie să vorbesc cu JavaScript și atunci cum să-l fac, poate să fie o chestie sintactic diferită, spre exemplu, ar fi venit event.charcode, dar asta strică, nu, asta e Clojure, practic, și atunci, it's not a Clojure way, cum ar veni. Dacă vreau să iau o proprietate, e cheia și apoi colecția respectivă. Deci, practic, aici tratează pe event ca și cum ar fi un map. Și cam același, sintactic vorbind, cam cu asta seamănă. Dacă aș fi avut un map, aici aș fi pus cheia în față și apoi numele, și apoi map în sine. Practic, funcția e dăm codul cui? Excepție face keycodes.enter, care de fapt
sunt doar na, valori. Ai, da, asta e, de asta e diferit cumva. Și de asta vine pe Google. E apelul de Google care folosește exact. La compilat. Da, Closure Script vine automat cu Google Closure Library. Very confusing name. Doar că nu-i fugim unul jos. E diferent. Și, da, Go-op e, mă rog, asta e așa de... Practic, el și când compilează namespace-ul ăsta, e un Go-op module, de fapt. Nu este... Na, totul îl face pe, pliat pe cum vrea Google în Google Closure Library, pentru că apoi este compilat cu Google Closure Compiler. Și atunci trebuie să fie, să înțeleagă despre ce vor. Cam asta e ideea aici. Dar, din nou, toate astea cu Go în față sunt JavaScript, sunt chestii din JavaScript. Dar pot să le folosesc în Closure. O să le chem normal, ca și cum ar fi o chestie care deja există în Closure. Na, și aici, f slash get value. F, de fapt, e forms, care e obiectul, mă rog, e, sunt funcții, de fapt, dacă nu cer. Dar e același lucru, da? Deci chem funcția getValue din namespace-ul cu DOM forms pe elementul respectiv. Deci getValue doar ia na, valoarea atributului value de pe input-ul care îl dau eu aici, care îl iau cu curent traffic. Așa, și swap. Bun, cum am zis, datele sunt mutable, dar avem chestia asta numită atom. Atomul îți permite să schimbi datele, dar este pe un sistem de compare and swap, practic. Și atunci el ce face? Există funcția asta swap cu semnul exclamării ca să atenționeze că ai grijă, schimbă state-ul. Deci asta e o treabă periculoasă. Atom și o funcție. Funcția, deci nu-i dai o valoare direct. Funcția este cea care determină cum se va schimba valoarea. Da, aici vin, primul va fi atom și apoi dacă eu, item e tot un parametru al swap și îl primesc adițional. Deci orice pun după function va fi argumente adiționale pentru funcția mea pe care îmi defin. Ok, funcția asta creează o nouă. Swap ce face? Ea citește pe toDoItems, vede state-ul lui curent, îl pasează mai departe în funcția asta pe care am definit-o. Funcția asta primește un, na, creează un rezultat. Returnează ceva, un altul. Ei, el va compara valoarea veche al atomului cu valoarea pe care eu, mă rog, de fapt el recitește atomul și compară noua valoare, return-ul funcției respective, cu ce primește a doua oară din atom. Dacă cele două lucruri bat, scuze, am greșit complet, e valoarea veche cu... deci, valoarea asta veche, de aici, o compară cu o nouă citire a lui toDoItems. Și dacă cele două bat, atunci schimbă și adaugă nouă valoare. Da, deci compară și apoi swaps de values. Compare swap. De acolo vine toată chestia. Dacă, să zicem, între timp, dintr-un motiv sau altul, mai ales JavaScript fiind asincron, așa, se schimbă valoarea lui toDoItems în timp ce funcția asta rulează, deci valoarea nouă citită din toDoItems diferă de valoarea care a primit-o funcția, funcția asta va fi reapelată cu valoarea curentă din toDoItems. Și se uită, șterge rezultatul și o apelează din nou. Și o să facă chestia asta până când valoarea pe care o citește din toDoItems va fi la fel cu valoarea care a avut-o atunci când a apelat funcția asta. Deci, da? Cred că o să te contrazic. Deci, ziceai de JavaScript. De JavaScript e, nu e asincron. Dar eu țin apel. Da. Apelurile pot să fie asincrone, dar sunt în acele bucle de mesaje. Ok. Bad choice of words. Era o corecție. Da, mă referam în sensul că... Na.
el rulează, am o funcție, funcția asta durează mai mult, el merge mai departe. Nu stă. Efectiv. Funcția de care zici nu se execută. Se execută în următorul ciclu. Okay. Da, no, mă rog, dar lasă-mă referam. Vreau să mă refer la faptul că trece peste. Și dacă eu sunt într-o situație de genul ăsta în care no, am o funcție ulterioară care e apelată, să zicem, no, trebuie să o, asta citim niște, mă rog, ideea e că atomul e gândit pentru multi-threaded environments, pentru că vine din Clojure, din JVM, acolo e ideea. În cazul JavaScript, se folosește în mod special pentru chestia asta de a ține state-ul. Și dacă au multiple elemente în pagină care, nu știu, comunică cu, să zicem, unul este user-driven, dar user-ul face ceva și mai am o altă chestie care are un WebSocket și vorbește cu un server. În momentul în care chestiile astea două apelează același state, de fapt aici intervine chestia asta cu compare and swap. Da? Când două lucruri vor să... Citirea e gratuită, în sensul că două lucruri pot citi valoarea to-do items în același timp. Asta e ok. Dar nu pot modifica valoarea lui to-do items în același timp. Aici intervine... Practic vrea să... Primitive de sincronizare, practic. E un loc. Da, exact. E un loc atomic. Fără loc, ca să zic. Cam aia e ideea. Atomicul din Java. Asta face. Casul. Știu. Ce... Și... Ideea e că nu... În momentul în care zici loc, chestia aia devine inaccesibilă. Deci nu e un loc. Lockless sincronizare. Exact, e lockless. Da. Aia e ideea. Pentru că asta zic, poate fi citit oricând, dar nu poate fi modificat decât condițiile, doar dacă chestia asta, condiția asta se împlinește. Da. Adică, ce anume, valoarea curentă a atomului este la aceeași cu valoarea pe care a primit-o funcția care vrea să modifice atomul. Aia e, mă rog, tot treaba. Mă rog, cei ce eliberez câmpul în băță. Ok. Cred că treaba asta cu local storage e oarecum interesantă, că e strict JavaScript, practic, aici. Da, deci se folosește exact de metodele. Da, deci da, okay. Nu e special în toată treaba asta. E doar just a window. That's it. La fel, asta fiind punct liniuță e... Proprietate și dacă exact, da. E cu funcție. Și aia e tot. Și la fel, exact. Funcția va primi obiectul ca prim parametru și apoi restul argumentelor. Fiind asta. Ok. Asta a spus pur și simplu lucru pe colecție. Atât tot. Conj primește orice colecție și va adăuga în ea. Append. Exact. Depinde doar funcție de colecție. Atâta tot. Acolo diferă un pic. Unde? Dacă e la început sau la final. Atâta tot. Dacă e o listă sau la un vector sau... remove e remove. Practic, doar că trebuie să-i dau o funcție. Asta este o funcție shorthand. De fapt, aici am definit o funcție. E echivalentul la ceva de gen... să zicem, function, hyphen, și mă știu ce trebuie să funcția asta. Da, să verifice egalitatea mă. Ce zic așa... Da, o să zic altă, pe mă urmă. Și ta chestia asta. Da, deci astea două sunt același lucru, astea două. Doar că ăsta e shortcut. E echivalentul lambda. Da, sau error function. Doar că nu are proprietăți ciudate. Spune de error function. Și aici, când pun un procent, un la sută, simbolul ăsta de procent, înseamnă că primește un parametru. Dar pot să zic 1 sau și apoi la sută 2 și asta înseamnă primul argument, al doilea argument și tot așa. În cazul ăsta avem un sută. Ok. Nu știu,
și cred că sunt mai complet și pentru electron și cam mai tot. Cum integrezi CSS-ul în toată treaba asta? CSS-ul. Ok. Odată, na, practic, eu aici în public și e JavaScript. Ai moduri cum poți să le combini, practic, poți să folosești Webpack, spre exemplu, sau poți să folosești orice tip de, și inclusiv lucrurile astea din Node, care te ajută să folosești, să iei, nu știu, să spui, ok, nu cam pe ceva fontaine, deci ala n-am folosit niciodată. Deci nu știu, eu le trântesc aici și că mai da. Dar știu că sunt, ideea e că orice chestie, dacă poți să o faci în JavaScript, sunt șanse destul de mari să poți să le faci și în Clojure. Ai, și targetat pe JavaScript pur. Și HTML cu DSL-ul respectiv. Da. Dar spuneam că există un DSL pentru CSS, Garden, deci aveți nește de toate postul ca să poți să arăți Code Garden CSS. Și atunci îți poate genera și partea de CSS dinamic la compilare sau mă rog, la rulare. Closure CSS. De fapt e un map. Uite, da. Nu am pus. Uite, CSS body font site. Asta. Ah, ok. Foarte elegant. Da. Mai compact așa nu se poate, nici un limbaj. Da, e mai compact și decât SAS-ul. Da, și da, da. Și scrii după aia, practic un limbaj. Cum? Cât ușor să menții o chestie de asta. Nu. Și se pare GSX-ul mai... Dar n-am zis că GSX-ul e foarte mișitor. Mie ca și sintaxe mi-aduce un pic aminte, acum făcând abstracție de faptul că e un templating system, de PUG. Ca și stil de... ca și sintaxă. Că și acolo, practic, ai trebuie să ai grijă la indentație, la tot felul de chestii. Mă scrieți la Clojure și tot ce există în jurul la Clojure, adică totul arată la fel, adică e unitate. Da. CSS. Există DSL-uri pentru... Cât de performant? E foarte performant și codul compilat spune că era Devin Nolan când a lansat OBU. Da, deci acum chestia. 6 ani, 7 ani, da. Deci codul compilat cu un wrapper care era Clojure Script peste React era de 40 de ori mai rapid decât React. Deci, mai blowing. Există un articol pe blogul lui legat de chestia asta. Da. Fascinant. Și codul e mult mai mic. Codul, rezultatul era mai mic decât codul React. Pentru că Clojure-ul de la Google, care compilează JavaScript-ul, minimiza tot, deci un fel de ofuscator. Deci este foarte... Oh. Deci compila, deci ceea ce se face, ce face pe Webpack acum, se făcea acum 10 ani. Deci codul rezultat era undeva 14K sau ceva de genul ăsta și doar React-ul, dacă scrie aceeași aplicație, avea 40. Ținând cont și de runtime, că e conținut runtime de Clojure Script, pe lângă Code-ului, deci o chestie fascinantă. Asta e Google Clojure Compiler ca exemplu. Și chestia la care se referă asta, Advanced Compilation. Și practic ăsta compilat, unde e butonul? Aici. Sau un pic și îl gândește, dar practic o să rezulte doar alert-ul în toate, din toate chestia asta. În momentul care termină. Alert. Îți face analiză statică și elimină funcții care nu sunt folosite, variabile, îi face inlining, minimizează, ofuschează. Deci el își dă seama că funcția e chemată o singură dată, numai cu parametrul respectiv și ia codul ăla și l-a trimit acolo și acolo. Și face toată chestia asta pe un întreg codebase. O, ce util ar fi treaba asta! Și asta în Clojure Script e nativ. Deci asta îți ia librăria, îți ia React-ul, îți ia, deci tot, toate librăriile care le folosești, îți aplică Clojure compiler peste și îți ajută aplicația ta. Deci aplicația ta e mai mică decât React-ul. Dar Deci dacă zic aici, de fapt, stai. M-am mai găsit și eu, dar în JavaScript nu prea poți să faci așa ceva. Pentru că, bine, S6, TypeScript începe să folosească
vor să folosească Clojure Compiler. Există o variantă de Clojure Compiler scris în Java. Și există o variantă scrisă în Node, dar nu are optimizarea asta. De obicei chestiile scrise în Node nu prea optimizate. Să nu ne mințim. Bine, nu știu dacă ați văzut de Deno. Tipul care a făcut Node-ul, Randall, mă rog, nu mai lucra la Node, a lăsat Node să evolueze sau cum să zice, să evolueze, nu știu ce face. Și acum au dezvoltat, îi zice Deno, deci Node, să un pic transliterat, scris în TypeScript, are importuri cu namespace, deci o chestie stand-alone cu securitate, sandbox nu are acces la disk, de exemplu, vrei să nu dai acces la... De seama, poți să faci virus și în Node, cu Node. Ai acces la tot. Deci ai acces la disk, ai acces la diver, la ce vrei să... Deno. Deno, sau cum se scrie? Deno, cum s-o de... Deno și caut... Versiunea 0. Și module de NPM, cum ai putea să integrezi în... Exact, practic, în momentul în care tu îi spui, acum depinde de tool. În cazul lui Shadow CLJS, e gândit special ca să lucreze cu Node. Și atunci când zici, când îți instalezi un modul, automat poți să-l folosești prin require. Din păcate, nu știu de ce tool-ul nu a scos bucata asta de cod, dar o copiez de aici. Asta e copul pe un electron. Și nu e inspirat. E exact, întrebarea aia. Da, că e uzat. Scris în asta. Da. Deci era scris în electron. Bun. Electron. E notul. Nu e vitamin. Nu, de fapt. Nu e altceva, știi? Și require electron. Și a fost. L-ai pe electron modulul în JavaScript. Da, deci practic poți să faci require și el îți se uită în NPM modules și îți aduce... Exact. Ok. Da. Și de aici nu o să-ți mai departe, da? Iau aia cu... Vreau să creez un window. Vreau să-l window la fel care este în tot în electron. Ăsta e o chestie care spune, convertește întreaba asta în JSON. Load file, window, window, mă rog, iau JavaScript. Chestia asta cu export care apare și aici, apare și în ăsta, de aici, core, aici, e metadata, într-adevăr, e pentru Google Clojure Compiler să-i spună nu schimba numele la chestia asta. Vreau să-mi export treaba asta exact așa. Pentru că el și schimbă numele la funcții. Și aici îi zice, nu, funcția asta las-o, lasă-i denumirea cum e, exportul în felul ăsta. Și apoi, dacă ați fost-o, în cazul ăsta nu era necesar cu chem fix aici. În cazul ăsta de aici, e necesar pentru că îl folosesc treaba asta. Nu, scuze, treaba asta de aici, în care zic, vezi că main-ul tău e chestia asta. Și atunci are nevoie să aibă exact denumirea respectivă de main. Și... Nu l-ai salvat. Da. Da. A, n-am instalat nou? Ok. Da, ok, am înțeles. Mai da. Dar, mă rog, ideea este că în momentul care se compila, îl ducea în, într-un folder electron în creare, așa, conform la... mă rog, și lua din main ăla, dar ideea e că crea o instanță de electron și... Deci exact ce face și... Da, da, ok. Se exact. Folosește și de compiler de electron. Na, codul ăsta e cod... Na, electron are asta cu două... Are chestia lui principală, thread-ul ăla și renderer-ul, practic. Renderer-ul e ce e în browser și chestia asta e ce se află pe... Na, backend, cum ar veni. Și ăsta creează window și cum și, mă rog, with height. Și ce să apeleze, ce să ia, index HTML ca prima, ca punctul de pornire, cum ar veni, și ar fi deschis chestia asta.